Salutare, hutinașilor, și bine v-am găsit la un nou episod cu Free Fire sau Free Fire sau cum vreți voi să-i spuneți, dar mi se pare amuzant să-i spui Free Fire. Și o să începem din nou seria de Free Fire pe canalul secundar, m-am gândit eu așa. Sper că vă place și vouă și sper că vă bucurați pentru asta, pentru că mi-ați scris foarte, foarte mulți în comentarii: Houdini, nu te mai joci Free Fire, de ce nu te mai joci, ce mai faci, când o să mai filmezi Free Fire și așa mai departe. Și am zis, voi, haideți să mutăm seria pe canalul secundar, așa că rupeți aici butonașul de like și subscribe, aveți acolo sus în dreapta și Instagram-ul meu acolo, houdini.insta, mergeți și rupeți acolo butonașul de follow sau al doilea link din descriere, aveți primul link din descriere și canalul meu principal, în cazul în care nu sunteți abonați acolo, mergeți și rupeți și acolo butonașul de subscribe și haideți să vedem care este treaba, Rone. Nu am mai intrat de o grămadă de vreme pe Free Fire, așa că o să deschidem niște chestii, avem niște chestii aici de deschis și o să ne jucăm pe modul nou cu zombie. Pentru că, da, am văzut că a apărut un nou mod cu zombie și o să îl încercăm să vedem despre ce este vorba. Oceanu Barosanu. Și să facem în felul următor. Avem niște Lucky Royale din astea. Am un spin din ăsta gratuit. Hai să vedem, poate avem bulan de ceva. Sunt curios ce naiba o să pic aici. Ia să vedem. Și un loot crate. What? Nice, ăsta e bun, frate, nu? Ui, ce cred eu că îi? Ia stați să vedem. Cred că e skin din ăla pe loot. What? Ia să vedem. Loot box? Da, mă, frate, Doamne, cât bulam pe capul meu. Nice, zici că e așa de... Da, uite, treasures inside. Nice. E din ăsta de pirați, așa, cu șmecherie, nebunie. Doamne, cât noroc pe capul meu, frate. Nu vine să cred că am fost atât de norocos să pic un skin pe crate. Doamne, feri. Bă, am avut și eu bulan, nu zic nu. Ok, Anu Barosanu, și hai să deschidem acum. Avem 8 din astea, ia să, să vedem, din astea albastre nu mai avem deloc, bun. Deci avem încă 8 din astea așa galbene. Avem unul gratis. Sunt curios dacă picăm ceva aici de astea. Ia să vedem, 3 zile, păpuși din ăștia, nu prea mă interesează. Hai să mai dăm un spinian. Dă-i cu spinul, bagă spinul. Ia să vedem, 3 zile arma asta, nice, nice, dar este doar 3 zile, dar e bine și așa rău. Ok, ok, vreau ceva permanent, frate. 3 zile bocanci ăștia, ce neba să fac cu ei. Mai am încă 6. Hai să vedem, dă-i cu spinul, 3 zile ăștia. Ok, Anu Barosanu, încă 5. Doamne, mai dăm ceva permanent. Un skin pe armă permanent, mamă, ar fi țâță de muță. Oricum mai pot să iau astea și cred că mai îmi dă ceva să mai deschid, ia să vedem. 3 zile păpuci ăștia. Ok. Dăm și mie ceva permanent, măi, vere. 3 zile jacheta. Bă, tot cu 3 zile, frate. Nu prea avem noroc, adică bine, am avut noroc la început, să nu exagerăm. Încă 3 zile, jacheta asta. O chimeșă, ce naiba o fi. Bun, încă 3 zile. Mai e ăla, ok, nice, nu mai cumpărăm din astea, hai să luăm astea. Bun, ce-am mai primit încă un voucher din ăsta goldan. Îl deschidem și pe ăsta. Ia să vedem. Bă, 3 zile din ăsta tricou. Nice. Nu o să-l folosesc niciodată, dar nice. Bun, și hai să... Oh, m-am mai dat încă de... Bă, mai putem să mai deschidem încă o dată. Nice. Mai deschidem încă unul și încă unul mai plăcăi. Opa, 3 zile ăsta, am înțeles. Nu prea caterincă, nu prea caterincă. Bun, și aici uite că pot să mai iau ăsta. Oh, și mi-a dat 3 tokens din alea. Oceanu Barosanu. După care cam atâta cred, dar nu mai am nimic de deschis. Incubatorul ăsta, care îi tot cu bani și cu chestii de astea. Da. Deci dacă o să vă placă oricum seria și așa mai departe, poate o să ne luăm și noi Fire Pass-ul ăsta cu dragoni, cu scheme, cu chestii trestii. Dar asta dacă susțineți acolo seria cu un like. Și să-mi scrieți acolo în comentarii dacă ați vrea. Și poate că o să-mi iau și eu Fire Pass-ul ăsta ca să putem să facem ceva șmecher așa pe episoade. Să facem o misiune să ne luăm astea. Mi se pare foarte tare capul ăsta de dovleac. Am intrat eu aici și am deschis ceva la nimerial. Am avut un din ăsta free și am picat căpățâna asta de dovleac. Mi se pare foarte interesantă, doar că na, doar dacă apare pe shop eventual să o iau, pentru că dacă nu, costumul e destul de mult, e undeva la 2000 parcă sau 1999 de
diamante, așa că na, nu prea aș vrea să investesc atâta. Nu prea se merită, dar e foarte faină, îmi place foarte mult capul ăsta de bostan. Bun, și hai să vedem, să dăm pe ăsta, să dăm pe normal și să dăm start. Și o să fim aici la cimitir, la graveyard. Și vreau să rezistăm cât mai mult. Am jucat o singură dată să văd cam despre ce este vorba și mi s-a părut super interesant și am și câștigat. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Stai să-mi pun asta și ea. Bun, bun, bun. Mama mia. Ce mi-o dau ăștia aici? Ai, 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 ce low sunt, frate. Luăm ăsta, îl băgăm la buzunar. Bam, 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 bam. Ai, 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 ai. Bă, dați numai eu singur aici, frate. Cine ai voi aici, vere? Ai, 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 ai. Nu mai eu singur, vere. Și o grămadă de zombalăi. Mamă, mă bat ăștia, mă nenorocesc. Hai să încerc să ajung la ăștia, ai mei. Să vedem. Hai, mă, dă-mi nici pe ăsta, dă-mi nici pe... Ai, 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 că sunt o grămadă aici în spatele meu. Bun, bun, bun. Singura chestie e că trebuie să le dai la căpățână ca să moară mai repede. Hopa, 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 fugi, fugi, fugi. Ăla-i. Aș prevea să-mi dau și un medkit. Oh, am murit instant. Da, sper să reziste ăsta al meu. Dacă rezistă ăsta al meu, e ok. Dacă nu, cam riperino. Sper să reziste, sincer să fiu. Încă 9 secunde, fratele meu, rezist acolo, pe baricade. Oh, da, o viață, ok. Că văd acolo în stânga, deci e super ok. Nice, bun. Și m-a dat acum cu vieță o plin. Hai să încercăm să-i dăm la asta la căpățână. Bun, l-am paradit acolo. Îi dăm și la asta la căpățână. Nice, nice, nice. Bun, și trebuie să nu mai apăs pe shift acum. Bun, l-am spart și pe ăsta. Și treaba cea mai bună pe modul ăsta e să țintești căpățâna. Hai să vedem dacă mai putem să mai luăm niște din astea. Bun, mai băgăm unul. Și mai băgăm încă unul și încă unul. Bun, nice. Și hai să ne mai luăm și niște glonțane. Băgăm niște glonțane. Oh, și am câștigat. Ia să vedem, sau banul, a, ne batem direct cu boss-ul, frate. Oh, o dăm direct cu boss-ul. Cred că o să mai dăm încă unul, că ăsta o să-l gătăm destul de repede. Ia să vedem. Bam, 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 bam. Deodată trebuie să-i scădem armura, după care îi scădem viața. Ceea ce mi se pare destul de interesant. Ăla văd că stă acolo pe loc. Nu știu de ce n-a murit. Ia să vedem, moare acum, da, a murit. Era AFK, dintr-un motiv sau altul. Ok, hai să-i dăm la căpățână. Deci dacă dai la căpățână scrie cu roșu, ceea ce e foarte ok. Oh, mi-a dat acolo mare damage. Asta nu-i prea bine. Hai să încercăm să ne dăm repede unde ăsta de viețău. Bun. Și să încercăm acum să-i dăm la căpățână. Am putea să ne mai luăm și niște glonțane. Hai să mai băgăm niște glonțane să fim pe fulliches. Bun, și să-i dăm la căpățână acum. 126 de la căpățână, ceea ce e destul de ok. Mama mia, se învârte cane, Bono, se spinuiește, ce ai pățit, boss sultanule. Oh, și nu prea îi dai damage dacă se învârte așa. Bun, i-am scăzut acolo viețău. Hopa, 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 sper să nu-mi dea acum peste chelie. Încercăm să mai dăm aici niște damage. Oh, ioi, ioi, că vine după mine nemernicul. Vine după mine ăsta. Oh, Keanu Barosanu, trebuie să avem mare grijă. O sărit acolo. O sărit în trombă. Dacă acum sare, ia, îi dă iară la asta. Mamă, l-o nimicit. A, numai eu mai sunt în viață. Oi, 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 oi. Trebuie să am mare grijă acum. Oh, deci nu o să mă bat cu el. Nu o să mă bat cu el. Aștept acum să apară și ăștia alți. Pentru că dacă o să mă bat cu el, o să cam mor. O, uite că a apărut și ăsta. Nice, ceea ce e super bine. Hopa, hopa, asta vine după mine, frate. Oh, și ce naiba s-a întâmplat? What? S-a terminat meciul? Bă, s-a terminat meciul. Dar de ce nu am câștigat? Nu înțeleg. What the fuck? Ce s-a întâmplat? Am ieșit pe locul 2. Dar de ce? Deci practic n-am câștigat. Nu înțeleg de ce. Habar n-am ce naiba s-a întâmplat. Ok, ok, ok. Ia să vedem. Băgăm și niște badge-uri din astea. Nice, bun. Asta că parcă mai puteam să mai iau ceva, ia să vedem. Am aici și evenimente, ia să vedem dacă putem să luăm ceva de la evenimentele astea, dacă nu. Nu. Deci nu merge să iau absolut nimic. Ok, dăm la vault. Ia să vedem, aici am primit alea. A, și mai aveam aici încă un chestan, frate.
Stai, să vedem aici, creditor, ia să vedem, ăsta e numai cu puncte. Ia să-l deschidem. Oh, ba nu, am primit 3 zile. Oh, de ce doar 3 zile, frate? Am primit căpățâna asta la altă. Ia să ne punem căpățâna asta la altă să vedem cum arată. Aha, uălo, căpățână de tinichea, vere, ia să mă cum. Hai de viața mea, mi-am pus direct găleata în cap. Ok, hai să mai dăm încă un match cu găleata. Ia să vedem, mai avem încă un slot de armă. Singura chestie este că nu știu cât mă costă ca să-l cumpăr. Sau nu știu ce trebuie să fac. A, nu văd că mă bag aici. Ok. Păi și cum ne baliau? Băi, bere, băi. Îl punem așa? Cum pana mea îl cumpăr slotul ăsta? În fine, habar n-am care-i schema. A, trebuie să, numai ăștia pot să folosesc două arme, cred, sau ceva de genul ăsta și nu i-am pe niciunul dintre ei. În fine, hai să mai dăm încă un mecean așa. Mergem pe normal, bun, și dăm startul și îi dăm așa un mecean cu găleata în căpățână. Pe căpățână. Hai să vedem, poate pe ăsta reușim să îl câștigăm. Intrăm tot la, ia să vedem, ba, nu, suntem la început. Suntem la wave 1, ceea ce e destul de ok. Păi, destul de interesantă și găleata asta în cap, cutia asta de metal. E destul de interesantă, sincer să fiu. Bun, și hai să o dăm acum repede cu ăștia. Ăștia se mișcă foarte încet la început, ceea ce e destul de ok. Ia să vedem de unde mai vine, uite aici. Ok, ok, ok. Bun, uite-l și până acolo, nice, nice, nice. Ne băgăm aici să-l luăm, să-l avem, să ne putem da viață în caz de ceva. Și hai să vedem. Le dăm la căpățână la ăștia, au murit instant. Uite-l și pe acolo, bun, bun, bun. Și faza e că nu prea trebuie să folosești ținta, sincer să fiu aici. Pentru că te cam încurcă, nu prea poți să dai la căpățână dacă folosești ținta. Deci dacă dai așa cu ea, sincer, cu arma fără țintă, lovești mai bine. Sau cel puțin mie așa mi se pare. Bun. Acum o să dureze ceva, ceva, ia să vedem. Câți inamici mai trebuie să omorâm? A, încă 29, uite că apare acolo sus. Nice, hopa, hopa. Îi dăm acolo la căpățână, l-am nimicit pe ăla. Singura problemă e că dacă nu suntem aproape de ei, nu putem să luăm și heal-ul. Văd că omorâm pe toți acolo în curentul ăsta sau ce nebă o fi. Dăm acolo, hai încă o bucățică, încă o bucățică, ăla-i ticule. Bun, ăla-i ticule, ia să vedem cât damage am dat. Am dat 1800 damage, ăștia au dat mai mult decât mine. Bun, 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 bun. Hai mă să înceapă nebunia, mă să vină ea mai puternici, că ăștia sunt așa plictisitori parcă. Să vină ăia în care dăm așa mai greu. Bun, i-am dat acolo pe chelie. Și încă 6 mai trebuie să omorâm, după care o să vină următorul wave. Îți curios cu de câți avem nevoie să omorâm la următorul wave. Hai mă. Așa, bun, bun, ăla-i ticule. Bun, și acum s-a terminat wave-ul. Hai să ne băgăm niște glonțane. Ne mai luăm niște glonțane să avem la purtător. Oh, și pleacă și zona. Hai mă. E fain că pleacă și zona și cumva îți restrânge treaba. Hai să încercăm să-i dăm la asta damage. Nice, l-am omorât. Așa că l-am omorât eu, dar important este că am tras și eu în el. Ok, anu, barosanu. Oh, și acum vine ăștia, ia uite aici. Bun. Îi dăm și de asta la căpățână. Nice. Ia să vedem, am urcat în damage acolo, 4000, da? Suntem destul de ok pe damage. Sper să fac mai mult decât restul până la final. Opa, opa, opa. Singura chestie e că eu vreau să le dau la căpățână. Asta vrea să vină să-mi dea pe la spate. L-am nimicit acolo. Bun. Și hai să încercăm să-i dăm și de asta la căpățână. Opa, opa, nu vrei să mori, mă? Grăsanule! Grăsanu, barosanu, opa. Ce fac ăștia, mă? Ce fac ăștia, mă, ticule? Bun, hai să luăm și pe ăsta să ne băgăm un Hylian. După care ne batem cu ei, o dăm cu ei în continuare. Hopa, 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 am dat acolo ceva de mici eu. Bun, și de ăștia le dăm la căpățână. Bam, ăla-i ticule. Hai să mai băgăm niște medkit-uri din astea. Stai să-l bag pe ăsta întâi. Bun, și pe ăsta. Ia să vedem cât damage avem. Oh, și sunt... A, nu sunt cel mai bun la damage. Ai, mă, mor și tu, mă. Oh, și aici e slow, frate.
Bun. O, sper să nu dea asta în mine. Nice, nice, nice. Bun, mai băgăm încă un medkit. Nice, bun. Ce cred că mi-ajung medkiturile deocamdată? Hai să le mai lăsăm și la ăștia. Poate că au și ei nevoie de ele. Și va trebui să mă duc să mai iau niște glonțane, dar nu mai am ammo deloc. Eram sigur că asta o să se întâmple. Și mai avem de omorât încă 18. N-am fost atent cât se aveam la început de omorât, dar presupun că o să văd după aceea pe episod. Bun, bun, bun. Ia să vedem, îi dăm la asta direct pe căpătâi. Na, l-am putut să-i dau pe căpătâi, dar e ok și așa. O, mă, stai, mă, să-i dau, vezi că sunt spatele tău. Tiră-te. Bun, i-am liniștit cu ăștia 2, 3. Bă, ce greu dai, mă, dacă nu le dai, dacă nu le dai la căpățână, mor destul de greu. Ok. Hai să încercăm să-l batem și pe ăsta. Căpățână, căpățână. Bă, n-am reușit să-i dau la căpățână. Dar asta poate. Ai, mă, căpățână, bă. Bă, ce greu le dai la căpățână, mă, frate, mă. Sincer, le dai destul de greu. Hai să mai luăm niște glonțane. Runda 3. Nice, uite, 74. A, și este și ultima, după care urmează boss-ul. Urmează boss-ul Tanu după runda asta. I-am dat la ceva damage acolo. Nice, nice, nice. Bun, îi anihilăm pe ăștia aici. Bine, practic, noi jucăm acum pe normal. Adică, na, nu suntem pe hard. O să încercăm pe un episod și pe hard. Dacă vă place episodul și mai vreți să mai jucăm modul ăsta, o să ne jucăm și pe hard la un moment dat. Bun. Și, bă, sunt o grămadă de zombie aici. Sincer, nu știu câți naiba am omorât, dar moară Jaxana dacă n-am omorât câteva sute. Deci 74. Hai să zicem că să play wave-uri, să zicem 70. Da, deci undeva la 200 și ceva, 300 de zombie, să zici că omorâm. Deci undeva la 300 de zombie, să zicem că omorâm pe episodul ăsta. Bam, baram, bam. Hopa, 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 sărim aici pe geamul ăsta. Bă, singura chestie faină e că uite că ei nu pot să sară pe geam. Acum pot să le dau damage de aici. Oh, sau nu mai pot, vor veni aici la mine. Tot cel puțin unul. Bun, hai, dai, 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 așa, bun, n-ai sărit o panie, vino, hai să sărim pe aici acum. Mergem să-l ajutăm pe tovarășul nostru. Oh, ăsta poate să sară. A, deci există câte unii. A, bă, nu, au venit pe ușă, cred. Cred că au venit pe ușă. Oh, nu mai am glonțane, trebuie să mă duc să-mi iau niște glonțane. Și știu că merge să-ți iei de aici de jos. Din câte mi-amintesc eu, da, merge de aici de jos să-ți iei. Ok, anu Barțanu, ne facem fulianu. Ne întoarcem pe Jajiki. Le dăm acum la ăștia în goarnă. Bun, încărcăm, încărcăm, ne băgăm aici. Opa, ce face Barosane? Sărim aici, bam, baram, bam, îi fentăm pe ăștia. Bun, și l-am pus pe unul jos, l-am pus și pe ăsta la altă, n-ai sărină, opani, vino, ăla-i ticule. Îi dăm și l-asta pe gogoașă, și l-asta, și l-asta, și l-asta, și l-asta. Mamă, îi anihilăm pe ăștia. Și mi-am folosit, cred că un singur medkit, ceea ce e destul de ok. Bun, acum mi-am mai prins o bucătică. Dar pentru asta o să-i cam distrug. Ia să vedem, și mai avem nevoie de încă 4. Deci de încă 4 mai avem nevoie. Îi dăm și de asta în goarnă. Bam, 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 ăla-i ticule. Și încă unul singur, frate. Gata. Ar trebui acum să o dăm cu Bosuleanu. Hai să vedem la Bosuleanu ce facem. Dacă reușim să-l nimicim pe Bosuleanu. Mamă, ce de bucăți am prins în căpățână. I-am prins o grămadă de bucăți în căpățână, ia uitați-vă și voi. Eu sărit și o dată mare bucată în cap. Mama mia, ce i-am dat. Oh, oh, ce mi-a dat el mie. Oh, 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 oh. Hai să încercăm să ne dăm niște heal. Bun, băgăm 3 din astea. Ăla-i ticule. După care încercăm să îi dăm iarăși damage. Bun. Și mai are acum doar viața, i-am scăzut armura. O, nu mai avem glonțane. Hai să fugim după glonțane. Băgăm niște glonțane la purtător. Bam, baram, bam. Hopa, hopa, hopa. Ăla-i ticule, îi dăm direct la căpătâi. Singura chestie nașpa e că nu prea poți să ieși din raza aia lui atunci când țară, doar dacă ești cumva la, nu știu, la margine. Dar n-am prea întâlnit să fii la margine, gen.
Dar ce naiba face? Tanchează. Și cum de n-au murit? Au murit acum, ok, era APK. Bun, a, și au murit, Bosultanu. Nice, și buiah, am reușit să și câștigăm. Nice, Rino, Pani, vino. Ăla-i ticule. Deci buiah, am luat buiah. Ok, și hai să vedem dacă mai primim ceva chestii. Nice, deci e destul de șmecher, sincer, modul ăsta. Oh, putem să primim o chestie așa la alegere. 1, 2, 3 și hâț, o luăm pe asta. Ia să vedem un airdrop, adică două airdropuri. Oh, avem acolo păpucei. Nu i-am luat, aia e. Bun, deci cam ăsta a fost episodul hudinașilor. Dacă vă place și vreți să mai facem niște episoade cu Free Fire, să-mi scrieți acolo în comentarii și poate că o să cumpărăm și Fire pe susta cu dragonul. Avem o grămadă de chestii de colectat de aici, așa că să-mi scrieți acolo în comentarii. Ia uite, și ăsta mi se pare super șmecher. În fine, o să vedem ce facem. Așa că să nu uitați să rupeți acolo butonașul de like și de subscribe, să nu uitați și de Instagramul meu, l-aveți acolo sus în dreapta, hudini.insta sau al doilea link din descriere, rupeți acolo butonașul de follow și să nu uitați să mergeți și pe canalul meu principal în cazul în care nu ați mers, pentru că acolo postez două episoade pe zi și aici postez un episod pe zi pentru că nu prea am timp să postez mai mult, deci apar undeva în total la 3 episoade. Deci cam asta au fost episodul și noi o să ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa!